bani în plus pe lângă pensie. Cine ar putea primi mai mult la final de an? După cum știm cu toții, românia aproape nu mai fac față cheltuielilor zilnice. Tocmai de aceea, statul vine cu vești bune pentru o anumită categorie de români. Cine sunt persoanele care, pe lângă vucherele sociale, ar putea primi noi bonuri pentru alimente? Anunțul făcut de deputatul PSD, Gabriel Zetea, o anumită categorie de români ar putea primi noi bonuri pentru hrană, pe lângă vucherele de alimente. Chiar dacă este vorba numai despre o propunere de la deputatul PSD Gabriel Zetea, în cazul în care aceasta va fi votată în Parlament, pensionarii vor fi cei care vor beneficia de mai multe bonuri pentru alimente. Beneficiarii ar putea fi pensionarii care nu folosesc cupoanele de călătorie deputatul PSD Gabriel Zetea a avut o propunere în beneficiul vârstnicilor și anume, pensionarii care nu folosesc cupoanele de călătorie pentru anul 2023 să poată fi preschimbate cu bonuri de alimente. În concluzie, dacă această propunere va fi votată în Parlament, pensionarii ar putea primi noi bonuri noi pentru alimente, pe lângă vucherele sociale. În ceea ce privește cupoanele de călătorie. Pensionarii arată că nu toți beneficiarii sistemului public de pensii ajung să le folosească. Fapt pentru care se propune ca, la final de an, contravaloarea acestor tichete să fie compensată cu bonuri valorice pentru alimente, a declarat deputatul Gabriel Zetea. Valoarea punctului de pensie să echivaleze cu 45% din salariul mediu brut pe economie. Pe lângă această propunere... Deputatul PSD Gabriel Zetia i-a transmis ministrului Muncii, Marius Budăi, și alte propuneri care vin în ajutorul pensionarilor. Acesta a afirmat că dorința acestora este ca valoarea punctului de pensie să echivaleze cu 45% din salariul mediu brut pe economie. În plus, a menționat că aceștia își doresc eliminarea inechităților în sistemul public de pensii dar și ca noua lege a pensiilor să fie unică și valabilă pentru toate categoriile de sociale. Iar până la atingerea acestui deziderat se propune aplicarea sistemului progresiv de impozitare. Ce persoane pot beneficia de ajutor social în anul 2023? Și în 2023, ca și în anii trecuți, statul oferă vuchere sociale pentru românii din medii defavorizate. Iată cine sunt cei care pot beneficia de ajutor de la stat. Copiii și adulții încadrați legal în grad de handicap grav, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1700. Familiile cu cel puțin două copii în întreținere, cu venituri nete lunare pe membru de familie, sunt mai mici sau egale cu 675 de lei pentru anul 2023. Familiile monoparentale. Cu venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 de lei. Familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social. Pensionarii sistemului public de pensii. Pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate cu baza legilor cu caracter special ale căror venituri nete lunare sunt mai mici sau egale cu 1700 de lei.